La Teatrul Tudor Vianu, bucuriile ca și neîmplinirile pigmentează activitatea slujbașilor din cultură după criterii suprapuse peste cele din viață. După ce în cadrul unei conferințe de presă susținută astăzi la Cafeneaua Artiștilor, directorul Mircea Meionescu își manifesta dezamăgirea ca urmare a lipsei de apetență pentru teatru a unei părți a giurgiuvenilor, lucru care a condus la suspendarea unui spectacol, același conducător al instituției de cultură se bucura pentru sine și pentru concetățenii noștri ca urmare a obținerii premiului cel mare la Gala Star Bacău 4-8 aprilie 2014, gală care pentru prima oară în existența s-a organizat un concurs de monodramă. Concret, momentul de bucurie a fost reprezentat de alegerea drept câștigătoare a piesei Monolog în doi cu moartea la ușă, o lucrare dramatică a directorului Giurgiuvean, care s-a bătut cu alte 33 de piese și despre care președintele juriului susținea că nu a avut candidat pentru locul întâi. Spre bucuria mea, premiul cel mare a revenit celui care vă vorbește, directorului teatrului din Giurgiu, pentru piesa Monolog în doi cu moartea la ușă, o piesă care, după cum a declarat președintele juriului, dramaturgul, poetul, omul de cultură, fostul director general al televiziunii române, Valentin Nicolau, n-a avut candidat pentru premiul întâi. Pentru scrierea textului dramatic, Mircea Meionescu a mai afirmat că a petrecut două nopți în sala mică a teatrului, pe scenă, scriind și văzând aproape în același timp piesa jucându-se. Monolog în doi cu moartea la ușă prezintă aspecte din viața dură a unui bolnav de cancer care își învinge temerile și moartea. Autorul motivează de ce și-a propus o astfel de piesă. Am scris-o și mă bucur că am scris-o să dau speranță oamenilor. Prima punere în scenă ar putea fi tot la Bacău, a spus Mircea Meionescu, colectivul teatrului de aici primind girul autorului de a alege actorul care va interpreta rolul eu. Una din variante nu-l exclude pentru acest lucru pe Marcel Iureș.